cum am spus eu, noi dacă suntem o echipă, trebuie să fim o echipă și la bine și la rău, și la greu. Dar nu numai când ți-e bine că devii deputat, devii ministru, dar când partidul de-a mare niște probleme. Noi probleme ne avem nu din cauza lui Ghimpu. Nu eu am furat miliardul, nu i-am trădat pe ceilalți care și acum. Eu tot timpul am pus la bătaie și numele meu și a partidului. Numai ca să salvăm Republica Moldova de o invazie din nou rusească, prin vot democratic. Și care n-au crezut și n-au auzit pe mine. Poftim, alau astăzi pe domnul președinte.